Într-o astfel de clădire de patrimoniu funcționează două instituții publice din Drobeta Turnu Severin, Direcția de Sănătate Publică și Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu. Imobilul se află în proprietatea Ministerului Sănătății, care nu a dat până acum niciun ban pentru reabilitare, deși un proiect în acest sens există. Aproape 300.000 de lei sunt necesari pentru refacerea clădirii. În anul 2011 s-a finalizat proiectul de reabilitare a clădirii în care funcționează Direcția de Sănătate Publică Mehedinți. Sumele necesare reabilitării clădirii au fost solicitate, dar nu au fost aprobate de către Ministerul Sănătății. Nici Ministerul Culturii nu a ridicat un deget pentru clădirile de patrimoniu ale Severinului. Motive sunt multe. Unul ar fi lipsa de bani, dar se pune la socoteală și faptul că imobilele din Severin nu fac parte din patrimoniul național. Direcția de Cultură și Patrimoniu a încercat să obțină o finanțare, însă efortul a fost zadarnic. În anul acesta, fondurile pentru Programul Național de Restaurare au fost reduse cu până la 38%, deci nu există posibilitatea unei intervenții, cel puțin în acest an, dinspre Ministerul Culturii. Nici primăria nu s-a înghesuit să facă ceva. Gherghe s-a mulțumit să ridice din numeri și să paseze altora toată responsabilitatea. Chiar dacă legea prevede într-un anumit fel, municipalitatea se putea implica pentru salvarea acestor clădiri care dau Severinului un aer aparte. De exemplu, la Cluj, primăria s-a ocupat de reabilitare, iar apoi și-a recuperat în timp banii investiți de la proprietarii imobilelor. Așadar, cu puțină bunăvoință se poate. La Severin, în schimb, totul a fost lăsat pe umerii proprietarilor, care răspund în cazul în care fațada prăbușită a unui imobil ar accidenta o persoană. Dacă nu se supun acestor obligații și prezintă un risc ridicat pentru cetățeni, suportă consecințele legii. Din cauza lipsei de bani, proprietarii clădirilor de patrimoniu sunt obligați să le lase în paragină. Degeaba au obținut avize pentru reparații dacă nu există fonduri pentru demararea lucrărilor. Pe strada Traian din Drobeta Turnu Severin se află 15 construcții declarate de specialiști monumente istorice. Trei dintre acestea funcționează ca instituții publice, printre care și Școala Generală numărul 1. Dacă aceste imobile ar fi renovate și puse în valoare, Severinul ar câștiga mult la capitolul imagine. Ar putea deveni atractiv pentru turiștii ce pot aduce bani la bugetul local. Dar de la vorbe la fapte, este drum lung. În plus, este nevoie de o minte care să înțeleagă toate aceste aspecte. Gherghe, în schimb, a scos și piatra cubică de pe strada Mare, care dădea un aer de epocă orașului. Ca să prețuiești tot ceea ce ți-a lăsat trecutul, îți trebuie ceva mai mult: suflet, minte ascuțită și educație. Primarul nici de data aceasta nu a fost de găsit pentru a oferi comentarii.